Cum reușești să ai grijă să ai o siluetă de invidiat, având în vedere că ai trecut și prin trei sarcini? Cu muncă, da, merg la sală și încerc să, indiferent de cât de aglomerat este programul, să îmi respect programul de sală. E foarte important că fac asta împreună cu un antrenor, adică nu știu dacă aș reuși singură. Pe de o parte, știi că ai programat antrenamentul și asta implică și o altă persoană și nu poți să-i zici, știi, azi eu n-am chef. Și asta te mobilizează, da, pe de o parte. Pe de altă parte, efortul pe care îl faci în timpul unui antrenament, iarăși, eu cel puțin am nevoie de susținere și de încurajare. Dacă aș face asta singură acasă, probabil că aș renunța când aș simți cea mai mică durere, nu știu, cred. Și am grijă și ce mănânc, mai ales că după 40 de ani metabolismul meu a început să fie mai leneș și mă... Ai alimente pe care le-ai scos din alimentație? Sunt perioade în care nu mănânc paste, carbohidrați în principiu, dar nu i-am scos de tot. Adică am perioade când simt că ar trebui să mai scap de un kilogram, renunț la carbohidrați și e ok. Și iarăși la lactate. Mie îmi plac foarte mult lactatele și sunt perioade în care dacă am mâncat, să zicem, mai multe paste, poate și au fost vreo câteva aniversări și am mâncat și tort, câteva zile scot ceva din alimentație, fie lactate, fie carbohidrați. Dar de mâncat așa ai trei mese, nu? În principiu, da, dar uite, când sunt dimineața la știri, nu mănânc, nu pot să mănânc atât de devreme și încerc să nu mănânc până ajung acasă. Uneori asta înseamnă și 12-1 și prefer să mănânc atunci, prima masă.